știe ce. Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, bine ați revenit alături de noi. După cum spuneam, dezvăluiri în exclusivitate și detalii interesante despre ceea ce se întâmplă în relația România-Republica Moldova. Mai avem câteva luni de centenar. Atenția a fost îndreptată sau a încercat a fi îndreptată către Republica Moldova. Iată că mai avem puțin până a încheia acest an care ar fi trebuit să fie un maraton de evenimente dedicate centenarului. În platoul nostru, oamenii implicați în ideea de o România demnă și puternică. Domnilor, bine ați revenit alături, dragii noștri telespectatori. George, vorbea înainte de publicitate despre faptul că urmează să vii cu niște dezvăluiri tip bombă în ceea ce privește Republica Moldova. Ceea ce te privește pe tine, dacă procesul de adjudecarea drepturilor de a merge în Republica Moldova durează mai mult decât preconizezi, urmează o implicare și dezvăluiri de tip bombă și pentru politica română? Orice știu și orice document o să îmi parvină și mi-au parvenit, o să le fac publice și rog pe toată lumea. Poate n-am avut timp până acum când mă ocupam strict de... Rog pe toată lumea să îmi trimită documente, să îmi trimită povestiri. Avem canale multiple de comunicare și vom comunica despre toate fără de legile făcute pe relația România-Republica Moldova. Pentru că ceva este putred pe ambele maluri ale Prutului, nu în Danemarca. Ceva Danemarca este... alte lucruri putrede, dar nu vorbim aici, nu, că este emisiune despre Basarabia. Ei cel puțin au apa lângă și au dreptul. Da, deci ceva este putred pe ambele maluri ale Prutului și trebuie să zicem. Și o să vedeți live-uri interesante, o să vedeți documente interesante și voi face acest lucru până când drepturile mele sunt respectate. Pot fi un tip foarte periculos. De fapt, ăsta a fost în 2015 când am primit prima interdicție pe 5 ani. Care e problema cu domnul Simion în fața instanței? Are potențialul de a destabiliza situația din Republica Moldova. Deci problema e că am potențial. Bun, o să-mi folosesc acest potențial într-un mod cât mai destructiv pentru toți bandiții de pe ambele maluri ale Prutului, până sunt repus în drepturi. Și nu crezi periculoase aceste acțiuni? Da, ce o să fac? O să mă omoare? Nu e nicio problemă. Au fost generații unioniste de-a lungul timpului, unii au fost măcelăriți, au fost omorâți în închisorile comuniste sau au fost deportați în Siberia și pe acolo le-au rămas oasele. Alții au reușit, au fost victorioși și au făcut România mare. Și a mai fost, să nu uităm, din păcate, trebuie să amintim o generație unionistă care n-ar fi să facă unirea în 1991 așa cum ar fi fost firesc. O generație independentă și astăzi încă. Cei unii dintre ei sunt prezenți și astăzi, iar alții care nu mai sunt au murit în niște accidente rutiere suspecte în perioada aia în care KGB-ul făcea legea în Republica Moldova, în sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Și au fost multe generații unioniste. Până la urmă, trebuie să ducem proiectul ăsta până la capăt și sper că generația noastră va fi generația unirii și generația care va înfăptuire întregirea. E o aberație. Cum, Doamne iartă-mă, să avem două state românești în Europa. Republica Moldova este, dacă o uităm inclusiv geografic, vedem, este o bucată, o felie, nu știu cum putem spune, din România. Așchie de țară, după cum spune Nicolae Iorga. Domnule Codreanu, vorbim de relația, iarăși, România-Republica Moldova. Dumneavoastră faceți parte din legislativul român și sunteți unul dintre cei foarte activi din legislativ. Trebuie schimbat modul de privire din punct de vedere legislativ ceea ce privește Republica Moldova? Inclusiv legislativ, pentru că sunt unele măsuri care ar putea contribui la apropierea reunirii. Una dintre ele este, de exemplu, atitudinea față de ceea ce înseamnă încetățenirea românilor din Republica Moldova, acolo unde am ajuns într-o situație deplorabilă și nu este respectat cadrul legal existent, pentru că avem o ordonanță de urgență dată în 2017 care rezolva o mare problemă, dosarul minorilor non-cetățeni, care stipulează inclusiv posibilitatea majorării personalului care funcționează în cadrul ANC-ului și acest lucru nu s-a întâmplat deși a trecut un an. Am cerut în repetate rânduri la discuțiile privind bugetul alocat Ministerului Justiției, privind bugetul alocat ANC-ului, dar nu am avut parte de sprijin, din păcate. Același lucru este valabil, de exemplu, despre un alt proiect care privește încadrarea muncă a etnicilor români care deocamdată nu au cetățenia română. Și aici mă gândesc în primul rând la cei din Republica Moldova care sunt puși în fața situației de a
merge către Est, de a merge către Federația Rusă, acolo unde sunt victime ale unei propagande acerbe. Și multe alte lucruri. Dar cea mai concluzionând, că pe lângă lucrurile pe care le putem face la nivel de legislativ sau guvernamental sau ministerial sau prezidențial, convingerea mea este că a venit timpul ca oamenii care au fost foarte activi în această sferă civică a unionismului să-și croiască drum politic, pentru că împreună, dacă vom avea un nucleu dur în politica românească, vom putea mișca carul din loc într-un mod semnificativ. Altfel ne vom trezi cu aceiași oameni care sunt afectați de un sindrom al necunoașterii, al nepăsării și al neimplicării în mișcarea unionistă. Credeți că este o idee bună să se implice oameni din partea civică în politică, în ideea în care nu avem cea mai stabilă situație politică nici în România, nici în Republica Moldova? Sunteți un om care a simțit pe propria piele ce înseamnă să te implice în Republica Moldova în campania pentru primăria Chișinăului în acest an? Sigur, în același timp, sunt, dacă tot vorbim de propria piele, sunt un unionist care atunci când a făcut pasul spre politică, și chiar ieri s-au făcut exact 2 ani din acel moment, când am anunțat public decizia mea de a mă implica în politica românească, am avut parte de o serie de acuzații, reproșuri din partea colegilor din mișcarea unionistă civică. Ulterior, după activitatea mea parlamentară, care a dat și rezultate pe care ni le doream cu toții, am înțeles cât de important este să avem la dispoziție o tribună parlamentară, pentru că gândiți-vă că acum n-ar fi fost în situația de a cere explicație mai, de a face interpelări, de a face declarații. Și este bine că sunt eu în Parlamentul României, este bine că există alți colegi parlamentari cu viziuni necesare pentru mișcarea unionistă, cum ar fi dacă am fi și mai mulți? Ar fi mult mai bine. De adevăr, domnule Gheorghe, domnul Simeon, s-a încercat a crea un grup puternic în Parlamentul României. Avem peste 400 deputați și senatori în Parlamentul României. Foarte mulți dintre ei sunt unioniști. Într-adevăr. Foarte mulți dintre ei au derulat acțiuni clare. Dovadă fiind declarația din Parlamentul României de pe 27 martie. O declarație la care, sincer să spun, nici eu nu mă așteptam. A fost o surpriză foarte plăcută din partea Parlamentului. George, în primul rând către tine vreau să mă adresez. Susții ideea de implicare politică a celor care vin din spațiul civic? Eu la declarația de la 27 martie mă așteptam, pentru că am muncit foarte mult pentru ea și prin declarațiile de unire, prin toate acțiunile noastre. Este un merit recunoscut de clasa politică de la București către mișcarea unionistă. Este obținută de noi și are conținutul nostru. Legat de implicarea politică, scrie pe Facebook Vasile Costiuc, pe care îl susțin. La Chișinău este necesar un proiect politic unionist care să îndeplinească așteptările sociale celor care își doresc reunirea, și susțin acest lucru, susțin coagularea tuturor forțelor. Avem în acest moment 4 partide politice pro-unioniste declarate în Republica Moldova. Da. Nu, eu cred că aceste partide au fost umflate. Nu cred că reprezintă fiecare un electorat atât de mare, după cum văd, se poate vedea în scorurile electorale, dar avem o mișcare unionistă care se apropie de 30% și trebuie să-și dea mâna cu toții. Dacă nu, o să stăm la infinit să o rugăm pe doamna Pavlicenco să se unească. Nu pentru asta a fost creată, de asta sunt create partide și partidulețe la Chișinău, ca să dezbine. Și cred că avem maturitatea ca să oferim un proiect serios politic pentru viitorul acestui neam, dar trebuie să fim lăsați să nu ni se pună piedici, cum s-au pus piedici în campania electorală pentru Chișinău lui Constantin Codreanu. Au fost atacuri murdare și au fost multe dedesubturi pe care la momentul respectiv nu le-am spus. Deci trebuie lăsat această mișcare unionistă să aibă o reflecție politică care să intre în Parlamentul de la Chișinău, și eu spun asta cu toată tăria. Bineînțeles, acum ne-au frânt, ne-au omorât. Deja partidele proruse de acolo și au anunțat și lista de candidat pentru circumscripțiile din alegerile din 24 februarie. Am văzut candidați care au fost prezenți pe parcursul timpului în marele lor holding-uri mediatice și cele ruse, bineînțeles, pentru că se cam suprapun între ele. Ce șanse au unioniștii, din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Gheorghe, fiindcă priviți lucrurile din afară, ce șanse au unioniștii să intre în Parlamentul de la Chișinău? Din păcate, sistemul electoral adoptat recent în Moldova dezavantajează clar
sistem care a fost încercat și în România de altfel. Mijlocii. Este un sistem care poate crea foarte ușor o majoritate supranumerică a partidului care intră pe primul loc și indirect e un sistem care acordă un fel de primă electorală, cum într-o perioadă scurtă a funcționat și în România interbelic, astfel că un partid care stă undeva în jur de 35-40% se poate trezi lejer la peste 50-60%. Și acest sistem este foarte periculos. Cred că unioniștii n-au decât o singură variantă, aceea de a se uni și de a forma toți o singură platformă politică în aceste alegeri. De asemenea, eu cred chiar mai mult de atât că este nevoie de o prezență a unioniștilor, inclusiv în celelalte partide, pentru că unirea vrând nevrând trebuie să se producă un anumit consens pentru o majoritate constituțională care să-ți voteze unirea. Ai nevoie de 70%. Domnule Gheorghe, acum nu știu cât de încântați vor fi prietenii noștri care fluture Secera și Ciocanu sau Steluța Sovietică prin Chișinău de simpatizanți unioniști prin partid. Domnule Codreanu, cât de posibil credeți coagulizarea forțelor unioniste din Chișinău? În momentul în care reiterez, ați simțit pe propria piele cum încerci să convingi oamenii de acolo să se coalizeze? Făcusem chiar recent un Facebook Live din Parlamentul României pentru că am adoptat această tactică văzând dezinteresul mass media de la Chișinău și de la București și vă felicit pentru această emisiune. M-aș bucura să fie cât mai multe, mai ales în acest an al centenarului, în care am abordat această problemă. Este o întrebare vehiculată, discutată la Chișinău. Am spus foarte clar, este necesară o coalizare, dar eu nu cred că ea este posibilă. Și atunci care este soluția? Și am arătat și o poză mai veche, era o poză de la sediul ziarului Timpul de la Chișinău, unde eram inclusiv de lider, menționat mai devreme de George Simion, inclusiv de alți lideri ale diverselor partide, ale societății civile. A fost o încercare care a eșuat pentru că la câteva ore după acea întâlnire au apărut acuzații pe rețele de socializare. O altă încercare a fost înaintea alegerilor prezidențiale, când ne-am dorit să avem un singur candidat, noi unioniștii, iar a fost o încercare care a eșuat și atunci soluția pe care eu o văd, și am spus-o mai devreme, e valabil pentru ambele state românești, este să există această implicare din partea unor oameni unioniști verificați în timp pe palierul civic în politică. Nu spune nimeni că mișcarea civică unionistă să se transforme într-un partid politic. Nu, dar exponenți din mișcarea civică să vină în politică, pentru că doar așa putem schimba lucrurile și în Republica Moldova și în România. Vorbea mai devreme colegul Gheorghe despre exemplul Ungariei, atunci când își protejează cetățenii străini și etnicii maghiari în afara țării și am privit cu foarte multă invidie poziția ministrului de externe al Ungariei atunci când a abordat problema școlilor cu predare în limba maghiară în Ucraina, un subiect dureros pentru noi. Am fost sigur un politician care a vorbit despre necesitatea condiționării parcursului euro-atlantic al Ucrainei pe aceeași manieră pe care a abordat-o ministrul de externe al Ungariei. Și întrebarea mea firească este de ce atunci să nu ne implicăm mai mulți unioniști din ăștia care efectiv sunt unioniști consecvenți și sinceri și să ajungem să decidem noi, să ajungem în pozițiile în care să vorbim noi despre viitorul României, să nu așteptăm, așa cum o facem acum, reacții de la unii cărora nu le pasă nici de cetățenii români, nici de acest proiect de țară. Întrebarea votantului derutat, ce lipsește celor din ministerele române să aibă aceeași reacție ca și cea din Ungaria? Probabil unul dintre ele lipsește conștiința națională, altora le lipsește patriotismul, alții din oamenii aceștia care sunt inclusiv ministerul afaceri externe, care este extrem, extrem de reticent la orice propunere legislativă cu caracter național sau care vizează românii din afara granițelor. Știu inclusiv atunci când se discută în Parlament de extinderea dreptului la cetățenie pentru comunitățile românești istorice, din jurul țării noastre, din Europa de Sud-Est, din Ucraina. Bine, să nu vorbim de problemele celor din Albania care... Exact. Acolo este parcă lumea intră deodată în panică, ni se transmite că nu se poate, că știu ei mai bine. Și iată cum vedem până la urmă că se practică de foarte multe ori o politică antinațională. Și eu cred că este nevoie de oameni în toate aceste funcții ministere care simt românește, care sunt dedicați unei cauze. M-am săturat să văd oameni recrutați doar pentru că sunt loiali cuiva într-un partid politic, recrutați pentru diverse servicii, mai mult sau mai puțin la o vedere, sau aduși că aveau nu știu ce CV și i-a recomandat nu știu ce profesor de la nu știu ce universitate ideologică. Pentru că genul ăsta de oameni avem. Avem între
lipitor de afișe și politruci academici. Cam aceștia sunt oamenii care se ocupă în ziua de azi de politica externă a României. Și nu vedem acolo patriotism, nu vedem responsabilitate și, bineînțeles, mai vedem un lucru. Nu vedem o politică coordonată pe termen mediu și lung. Nu există nicio viziune cu privire la românii din afara granițelor. Nu mai spun de subfinanțarea acestui capitol, nu mai spun de faptul că un alt pas înainte după înființarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni ar fi trebuit să fie, și aici mai mulți dintre noi am făcut interpelări, am avut și niște demersuri parlamentare, bineînțeles, încheiate cu un răspuns din care n-am înțeles nimic al doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, pentru înființarea Ministerului Reîntregirii, pe model german. Dacă tot ne place Germania, hai să luăm și modelul ăsta cu reîntregirea. Evident, toată lumea se sperie când vine vorba de reîntregire, Am văzut mesaje pline de elan zilele acestea, că tot am marcat Ziua Unității Germane pe 3 octombrie, dar nicio paralelă între posibilitățile Germaniei și a României vis-a-vis de Republica Moldova. Te rog, George. Da, nu. Ce ar trebui să se facă și ce vrem de la Guvernul României, ce vrem de la Parlamentul României, este o politică coerentă pe zona Republicii Moldova. Și pornind de la declarația pe care am obținut-o, o declarație votată în unanimitate în Parlamentul României, trebuie să punem în acord acea declarație cu textul constituțional. Ăsta a fost următorul pas pe care noi, ca mișcare unionistă, l-am făcut. În aceste zile strângem semnături pentru modificarea Constituției în sensul unui preambul unionist la Constituția. Cum pot semna oamenii pentru acest preambul și unde găsesc formularele necesare pentru prima oară să semneze, să semneze online pe www.semnez.eu, dar ne trebuie semnătura lor scriptic pe hârtie, ne trebuie 500.000 de semnături strânse timp de 6 luni. Pe 19 septembrie a apărut în Monitorul Oficial. Vă invit, dragi unioniști, să mergeți sâmbătă și duminică lângă secțiile de votare să colectați semnături, să mergeți la prieteni, la rude. Facem prima centralizare a semnăturilor luni. Toate semnăturile trebuie să ajungă din centrele județene, de la Chișinău sau din diaspora la București. Ăsta e un proiect concret al mișcării unioniste și, bineînțeles, pe 1 decembrie la Alba Iulia și la Chișinău să fim cu zecile de mii și să cerem reunirea, pentru că degeaba vorbim de centenar, e o chestie de fațadă. Oricâte spectacole, oricâți bani aruncați, noi nu avem ce sărbători în acest an, pentru că țara noastră nu e întreagă. Singurul proiect demn de centenar nu e vreo cazma într-o viitoare autostradă, ci definirea proiectului de țară, reîntregirea. Cea mai mare problemă este că nici acea cazma despre care vorbeai nu a fost găsită și nu a fost postată nicăieri. Nu avem în acest moment. Dacă ăștia sunt impotenți, Alexandru, ăștia sunt impotenți. Clasa politică din prezent, nu mă refer la cei doi domni respectabili de lângă mine, care sunt într-adevăr o speranță pentru viitor, sunt impotenți. Nu sunt în stare decât să se gândească la propriul interes. Ce autostrăzi vrei de la ei? Ce unire vrei de la ei? Nu avem ce solicita. Dacă au dat acea declarație pe 27 martie, cerem clasei politice, nu mă interesează la ce partid, să pună în concordanță textul constituțional cu acea declarație și să elaboreze o strategie pentru Republica Moldova în sensul acelei declarații. Pentru că dacă nu avem subiecte de consens în anul centenar, iată că Basarabia a fost un subiect de consens. Și ar trebui să se pună naibii lui toți la aceeași masă și să facă ce trebuie. Din păcate se caută încă un proiect de țară, George. Unde se caută? Că l-am avut dintotdeauna. Asta am încercat să subliniez. Că la Boebita sau Mihai Viteazul încoace. Cine nu știe istoria, învață istoria altora și noi nu mai învățăm istorie în școli. Păi nu se mai învață istorie în școli pentru că se dorește o acțiune de spălare a creierilor, de ștergere a identității naționale, să ajungi la o singură oră de istorie, se învață. Din păcate, da, într-adevăr, am citit, există un proiect de lege prin care se limitează orele de istorie aproape la zero în clasele de liceu, ceea ce este tragic. Tot felul de dintre acestea globaliste și corect politice, pentru că noi nu trebuie să mai fim nici români, nu trebuie să mai fim nici creștini, noi să fim așa
pur și simplu niște oameni noi, exact cum își doreau și comuniștii, marxiști-leniniști să facă din români și iată că n-au reușit. Dar se pare că prin anumite metode mai perverse și mai puțin represive, oamenii pot fi mai ușor atrași în această cursă. Iar sistemul de educație este antinațional în acest moment. S-a șters orice element de conștiință națională. Și ne luptăm în Parlament, am făcut și noi o droaie de propuneri de legi, am sesizat prin interpelări. Aici este o problemă pe care o să vreau să discut și vă lansez invitații de acum pentru o altă emisiune care să vorbim despre ce se întâmplă în Ministerul Educației din România, fiindcă este inadmisibil. Vedem cărți în școli în care se încurcă orașele între ele, vedem ani care nu au nicio treabă cu istoria română. George, o ultimă întrebare pentru tine, Express, mă întreabă oamenii aici pe chat. Pe care chat? Pe Facebook live. Facebook cu ei. M-am uitat și eu, da, spune. Nu sunt întrebări adresate mie personal. Ce se întâmplă cu 10 TV Moldova, dat fiind faptul că suntem acum prezenți și pe cablu și rețelele, toate rețelele de 10 TV Moldova? Eu de multe ori am luat asupra mea lucruri pe care mi le-am dorit să le facem și am reușit să le facem. Și mă bucur că aici împreună cu Constantin am putut demara acest proiect, l-am lansat și am putut avea o televiziune unionistă. Mai departe, în luna mai, am anunțat, nu sunt fonduri pentru 10 TV, interveniți, ajutați. Nu a intervenit mai nimeni, toată lumea a interesat, da, hai să pornim, dar după aia, din ce există acest proiect, toată lumea, practic, s-a dat la o parte, nu e treaba și a văzut de viețile lor. Acum, concret, sunt probleme, au apărut certuri, au apărut discuții despre cenzură, am văzut și reacția celor de la Timpul, unde este studioul din Chișinău, toate aceste lucruri sunt regretabile. Ca soluție, dar nu mă lăsați pe mine să o fac, pentru că e nevoie de mulți oameni să pună mâna, mai ales la un astfel de proiect care ar trebui să fie în strategia spațiului informațional comun despre care ai vorbit mai devreme. Trebuie să pornim și de la București, pentru că uite, cum difuzăm emisiunea asta, se pot difuza emisiuni mai departe, trebuie început o redacție și la București, un studio și la București, trebuie lămurit mai departe fiecare ce poate să facă. Ca o provocare pentru tine, ar fi foarte bine ca acest nou proiect în care ești implicat, și emisiunile de luni, joi și vineri, să fie date și la Chișinău. Din puținul pe care îl faci. Cu siguranță vom vorbi acest aspect cu cei care managerează acest post și presupun că sunt la fel de deschiși ca și astăzi când am vorbit că vreau să aduc în studioul București TV o emisiune pe care cei din România și-o doresc, pentru că avem mulți români patrioți încă în țară, avem mulți români patrioți în afara granițelor țării care așteaptă astfel de emisiuni. Domnilor deputați, mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii și nu vreau să ieșim din emisiune fără a avea o ultimă reacție din partea domniilor voastre. Care credeți că este viitorul pentru relația Republica Moldova-România și care este calea cea de salvare pentru cei de acolo, fiindcă vorbim și de părinții dumneavoastră, domnule Codreanu, și de părinții mei și de frații mei care sunt încă în Basarabia și vorbim de un alt, peste un milion de cetățeni cu cetățenie română care sunt prinși în momentul acesta niște ghiare feroce ce distrug democrația văzând cu ochii la propriu. Așa este. În primul rând, atunci când vorbim despre mișcarea unionistă și despre acest proiect al reîntregirii, trebuie să înțelegem că vorbim mai presus de orice de niște oameni. Niște oameni care se află într-o stare disperată și care au nevoie să fie salvați din, spuneai și tu foarte plastic, ghearele politicienilor hoți, corupți și mincinoși de la Chișinău, ci să revină într-o Românie reîntregită, acolo unde pot contribui și ei la următoarele obiective ale României, pentru că odată cu reîntregirea nu se încheie problemele națiunii române, ele vor avea nevoie de soluții și pe viitor. Și nu pot decât să îmi doresc să fim din ce în ce mai mulți oameni responsabili la nivel de instituții în România, care să înțeleagă că este singura modalitate de a-și asigura o securitate și pentru cetățenii români din România, atunci când vorbim de o relație responsabilă cu Republica Moldova și să nu mai tratăm cu irresponsabilitate acest subiect. În același timp, aș încheia printr-un mesaj pe care îl adresez președinției, președintelui României, care și-a declarat deja intenția de a candida pentru un nou mandat, să nu mai ignore acest subiect.
pentru că este păcat, pentru că oamenii în Republica Moldova așteaptă atenție din partea instituțiilor statului român. A fost primită cu multă bucurie declarația Parlamentului și îmi doresc să existe o atitudine similară și din partea președintelui României. Sperăm într-adevăr reacții demne de o președinție. Vorbim totuși de un stat a cărei limbă este oficială în Uniunea Europeană. Vorbim de un stat care urmează să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Este una dintre cele mai puternice instituții din Uniunea Europeană. Mai avem câteva luni și intrăm într-o nouă... O altă ocazie de care putem profita, dacă nu am făcut-o în anul centenarului, să profităm de această președinție rotativă, să modelăm în sens pozitiv relația noastră cu Republica Moldova. Domnule Gheorghe, vă rog. Foarte pe scurt, eu cred că destinul nostru este acela de a fi din nou împreună. Suntem cu toții români, am deplină încredere în forța românilor de a-și regăsi resursa de identitate națională care să ducă la această unire. Cred în puterea noastră a românilor de pe ambele mărilor ale Prutului să facem unirea și sunt convins că prin tot ceea ce facem noi trebuie să servim binele public și mai presus de orice să nu uităm obiectivele istorice, precum este reîntregirea, un obiectiv fundamental care trece cu mult peste orice dispută politică, orice interes imediat și de moment. Să facem unirea și după aia le vedea pe toate, Doamne ajută să le rezolvăm. Într-adevăr, vorbeam despre România modernă între pauze și ziceam de modelul României sau România modernă în 1859. Știm că pașoptiștii au fost cei care au luptat foarte, foarte vehement pentru a aduce subiectul reîntregirii pe masa diplomațiilor europene. George, te rog și pe tine să ai o reacție, o ultimă reacție în această emisiune și sper să vă permite timpul tuturor să mai reveniți alături de noi în studioul București TV. E reacția pe care am avut-o ieri și pe contul de Facebook. Să nu se înșele cineva că toate aceste atacuri concertate pe care le-am suferit eu, care s-au întâmplat în ultima vreme, o să ne doboare. O să luptăm până la ultima picătură de sânge pentru acest ideal național și pentru soarta neamului românesc. Eu vă doresc mult succes, fiindcă sunteți oameni care într-adevăr luptă pentru țară și țara are nevoie de adevărați patrioți. Doamnelor, domnilor, sunt Alexandru Rotaru și vă reamintesc că ne întâlnim mâine seară, începând cu 20:30. Am vorbit în această seară despre NATO. Mâine seară acest subiect este prezent la noi în studio, alături de doi experți. Până atunci vă urez la revedere și nu uitați să fiți buni români. Rămâneți în continuare alături de București TV.